Shaun the sheep and his flock know every trick to having a good time. Shaun the Sheep, adică Mielul Shaun, este un film plin de aventuri. După ce a fost starul unui serial animat, iată că Shaun își vede din nou de năzbâtile lui pe marele ecran. Din cauza trăznăilor puse la cale de Shaun, stăpânul său ajunge la oraș, iar eroul și suratele sale trebuie să pornească în căutarea sa. Vor supraviețui ele în metropola unde pericolele pândesc la tot pasul? And a lot of teamwork. To stay out of trouble, they need to think fast. Look sharp. Walk this way. În The Boy Next Door, băiatul din vecini, Claire Peterson, interpretată de Jennifer Lopez, tocmai a ieșit dintr-un divorț și se concentrează pe fiul ei și pe activitatea de profesoară în încercarea de a uita mariajul eșuat. Noah, I'm staying next door with my uncle. You're not from around here. No, it was this accident with my folks. I'm gonna finish up in Monroe High. My mom teaches there, actually. Seems too cool to be a teacher. God, you're beautiful. I'm sorry, I shouldn't have. It's okay. It's the nicest thing anybody said to me in a long time. Well, then I'm glad I said it. When you lose someone you love, you start to feel like you don't belong anywhere. I have to go. Please don't go. No judgments. No rules. Just us. Dar când își întâlnește mai tânărul vecin, arătosul și îndatoritorul Noah, Claire începe să se întrebe dacă nu cumva a venit vremea să o ia de la capăt. Numai că nu va trece mult până când Noah îi va dovedi lui Claire că este un psihopat periculos. I can't do that, Claire. I live next door. Do you want to take a cookie for the road? I love your mother's cookies. Same dream. Good morning, Dr. McConnell. Good morning, James. This whole process started with the Lazarus serum. The goal here is simple, to bring someone back from the dead. About one. In three, two, one. No effect. Maybe if we... Amatorii de senzații tari au ocazia să vadă thrillerul The Lazarus Effect. Efectul Lazarus prezintă un grup de cercetători conduși de Frank și logodnica sa Zoe, interpretată de Olivia Wilde, care au făcut o descoperire senzațională. Ei pot să-i readucă pe morți la viață. După un experiment reușit asupra unui leș de animal, echipa lor este gata să facă publică descoperirea lumii întregi. Când decanul universității lor află despre experimentul secret, proiectul lor este imediat suspendat, iar materialele de lucru confiscate. Frank, Zoe și echipa lor își iau soarta în mâini, luptându-se cu disperare să recreeze experimentul. Din nefericire, lucrurile capătă o turnură dezastruoasă, iar un membru al echipei, Zoe, este ucisă în mod tragic. Copleșit de groază și de durere, Frank îi împinge pe ceilalți membri ai echipei să facă ceva de neconceput, să încerce să reînvie primul subiect uman. Inițial, procedura pare a fi un succes, dar în curând echipa realizează că ceva nu e în regulă cu Zoe. În timp ce noua Zoe prinde contur, echipa se cufundă tot mai mult într-o realitate sinistră. Ei nu se mai întreabă acum dacă vor putea readuce o persoană la viață, ci dacă nu vor regreta procesul pe care l-au declanșat și care le scapă de sub control. Zoe, we can help you. It's too late for that. You have no idea what you've done. But you will.
Oh, that's what you get when you hire a con man. I can convince anyone of anything. You see, there's a science to getting people to trust you. I want in. With your current skill set, you don't. Maybe you could teach me in your room. That is so bad. Is it? Does it feel sexy on your face? A little. It does. Okay, let's go. În Focus, Will Smith joacă rolul lui Nicky, un maestru al înșelăciunilor care se îndrăgostește de o novice jazz. În timp ce învață trucurile meseriei, ea se apropie un pic prea mult, iar el se rupe de ea. 3 ani mai târziu, acum adevărată femeie fatală, ea apare la Buenos Aires, în mijlocul unei curse cu miză mare. În toiul cele mai noi și mai periculoase scheme a lui Nick, ea vine și îi dă planurile peste cap și îl scoate oarecum din joc pe maestrul escroc. Hammers and nails. You decide which one you want to be. No, it's a bad religion. Da, mie cazul tău. Dosarul în care ești cercetat. Sustragere de înscrisuri. Mai există o acuzație de luare de mită. Ancheta e de-abia la început. Dar știi, mă, de că e o porcărie. N-ai nimic, dați înainte. Nu să se termină sau să vinzi cu altceva. Și tot așa, și tot așa. Știi foarte bine cum merg lucrurile. Nu să se oprească niciodată. Un film care trebuie văzut este De ce eu, bazat pe fapte reale. De ce eu, spune povestea lui Cristian, un tânăr procuror idealist care încearcă să rezolve un complicat caz de corupție în tumultuosul context social-politic din România anilor 2000. Cristian investighează cazul unui coleg procuror suspectat de luare de mită, fals și uz de fals, sustragere de documente. Ancheta are însă implicații la nivel extrem de înalt și spulberă tânărului magistrat încrederea în justiție. Încercând să descopere adevărul, Cristian intră într-o zonă periculoasă și se expune unor revelații dureroase și neașteptate, un subiect extrem de actual. A fost un joc. Dar mi s-a părut că sunt eu procuror. Am făcut prea multe valori. M-am băgat unde nu trebuie. A sifonat cineva, trebuie să-și fost din interior. De când te interesează pe tine? De ce te interesează pe tine? Te-a pus cineva? Spune-mi, sunteți mai mulți băgați în chestia asta? Zi! Abat-mi tu de ce sunt ăștia în stare. Spune-mi, le-a lăsat singur în cameră? Le-a lăsat singur în cameră? Nu să se oprească.